Bun găsit, prieteni! În fiecare an, la Palermo se decernează premiul internațional pentru studii demo-etnoantropologice, la care concurează oameni de știință de pe 5 continente. În anul 2007, acest adevărat Oscar al domeniului a revenit unui român pe care îl veți cunoaște în cele ce urmează.

profesor Ion H. Ciubotaru, care dintre obiceiurile populare v-au impresionat în copilărie, acolo, în nordul țării, la Arborea Botoșane, acasă la dumneavoastră? Așa cum se întâmplă pretutindeni în satul românesc, la o vârstă timpurie, obiceiurile sunt percepute mai întâi din perspectiva celor care vin și le performează la fereastra omului, și apoi din perspectiva celui care merge să le practice prin sat. Fără îndoială că cele care produc o impresie deosebită sunt înainte de toate, au fost întotdeauna și vor rămâne jocurile cu măști. Jocurile cu măști pentru că au o recuzită luxuriantă, jocurile cu măști pentru că produc o impresie deosebită de o potrivă asupra copiilor și a celor în vârstă, jocurile cu măști pentru că au un mister al lor, care foarte adesea nu mai ajunge să fie descifrat. Mergeați cu uratul? Copiii porneau cu colindatul, asta însemnând și uratul, și semănatul, și cântatul colindelor, încă de la o vârstă foarte fragedă, iar includerea în anumite alaiuri ale jocurilor cu mărși se produce la o vârstă ceva mai înaintată, adică prin adolescență tânjesc copiii. Băieții încă... Băieții sunt flăcăi deja. Da, un fel de flăcăi, Andrei, așa, dar ei tânjesc să devină performerea acestor jocuri cu măști, pentru că, așa cum se întâmplă în viață, fiecare încearcă să se afirme într-un fel, acolo ai sentimentul că te expui judecății și aprecierii satului. Deci, cum nu puteam să evit acest moment, am făcut parte și din asemenea lauri, de care îmi aduc aminte cu toată plăcerea și cu toată bucuria. Dar probabil nu vă gândeați că vreodată veți ajunge să primiți o distinție de nivel mondial pentru studiile dumneavoastră și această distinție de la Palermo ați primit-o pentru o carte, pentru un studiu în trei volume: Catolicii din Moldova, Universul Culturii Populare. Eu, din perspectiva meseriei pe care o am, sigur că m-am ocupat de această comunitate. O comunitate care, din păcate, vreme îndelungată, asta însemnând aproximativ 200 de ani, am fost lăsată de izbeliște din perspectiva acestor cercetări. Și atunci, sigur, ca o datorie a mea, dacă vreți, pentru că nu numai că mă ocup de acest domeniu, dar într-un fel am coordonat vreme îndelungată activitatea etnologică la nivelul Moldovei, era datoria mea să încep o investigație pe această temă. Am început-o, a durat aproximativ 15 ani pentru că am vrut să așez în uh, rafturile bibliotecilor o lucrare care să fie cu adevărat reprezentativă. Care are trei volume... Sunt trei volume. Și aproape 1500 de pagini, peste 1500 peste de pagini. 1500 de pagini, dar problema nu este că sunt 1500 de pagini, problema că este, este că acele trei volume aduc sumedenie de elemente noi, definitorii pentru spiritualitatea acestei comunități, aduc date care clarifică odată pentru totdeauna faptul ca acești conaționale ai noștri, dacă vreți, de altă confesiune, sunt români la fel de buni ca și ortodoxi, ca și toți ceilalți convețuitori de pe plaiurile noastre, ba aș spune că în multe privințe au meritul de a fi păstrat o seamă întreagă de rituri și practici magice pe care noi le-am pierdut. O să spună cineva cum de s-a întâmplat să le păstreze tocmai ei atât de bine. Simplu, pentru că vremea îndelungată li s-a tot spus că sunt străini și ca o reacție împotriva acestor nedrepte aprecieri, oamenii au simțit nevoia de a păstra cu și mai multă strășnicie tot ce este tipic, specific pentru spiritualitatea neamului românesc, demonstrându-și pe această cale apartenența lor la... Neamul pe care îl reprezintă și la datele tradițiile uh, ale acestui neam. Dumneavoastră revenind cu argumente din uh, diverse domenii ale culturii populare. Noi uh, am operat cu multe concepte și mai operăm încă conceptul de folclor, conceptul de etnografie, conceptul de artă populară, conceptul de etnologie, dar la o judecată foarte atentă constatăm că acestea merg în aceeași direcție și toate la un loc alcătuiesc ceea ce noi numim cultură populară sau spiritualitate tradițională. În ce privește investigațiile pe care le-am făcut în aceste comunități, m-am ocupat întâi de problemele de artă tradițională, adică țesături, cusături, broderii, port tradițional, arhitectură țărănească, pentru că vedeți dumneavoastră, dacă vrei cu adevărat să contrapui unei bibliografii adesea tendențioase care sunt căuta cu orice preț să-i facă pe acești oameni de altă nație decât sunt ei, trebuie să vii cu argumente foarte temeinice. Când în primul volum am venit cu o sumedenie de imagini, pe lângă comentariile de specialitate, din care se vede cu ușurință Că sunt aceleași pe care le știm pretutinde nu în Moldova, pretutinde în România. Sunt aceleași elemente de port popular pe care le găsim în cele mai îndepărtate colțuri ale țării, sunt aceleași elemente de arhitectură tradițională pe care le găsim tot așa pe spații foarte largi. Iată, îmi vin în minte acum porțile monumentale de pe Valea Trotușului. Apropo, Cum? în câte comune ați fost și studiat, sau în câte gospodării? în 241 de sate, ceea ce înseamnă în toate satele locuite de comunitatea catolică sau de comunități mixte, catolice și ortodoxe. Trebuie să vă spun că am fost și într-un sat care se cheamă Varnița, undeva la confluența Bacăului cu Vrancea, un sat care numără patru case cineva mă și întreba, de ce vă mai dușiți acolo? și o să mai găsiți în satul ăla? Și ne știe, găsit? poate găsesc patru unguri. Și, dacă găsit? găsesc patru unguri, înseamnă că oamenii ăștia au totuși ceva legat de elementul ăsta etnic, nu? Nu, am găsit niște români foarte buni, care păstrau o seamă de obiceiuri reprezentative, de o potrivă pentru Vrancea, ca și pentru Bacău, dar pe care le găseam și la Botoșani, și în Basarabia, și în alte părți. Și lucrarea noastră a fost apreciată la acest institut din Palermo, care reunește specialiști de înaltă clasă și care încearcă să sintetizeze problematica etnofolclorică a întregii Europe și, și a întregii luni. A întregii luni, pentru că trebuie să vă spun, eu am avut bucuria să mă înscriu într-o. Succesiune de premii care veneau deopotrivă și din China, veneau și din Japonia, veneau și din Germania și din Anglia. Acest Institut Internațional de la Palermo, care a conferit această înaltă distinție lucrării mele și, evident, care m-a onorat cu asupra de măsură. Este o instituție care urmărește tot ce se întâmplă la nivel mondial în acest domeniu al culturii populare. Și în momentul în care constată că o lucrare uh, depășește cu mult uh, nivelul uh, obișnuit, Sigur că se aplea asupra ei cu toată seriozitatea, acolo era o comisie de vreo șapte specialiști care au făcut tot felul de referate din toate punctele de vedere și etnologic și sociologic și antropologic și muzicologic și așa mai departe și unul dintre acești dascăli erudiți face un laudațiu pentru persoana care este propusă pentru premiu și sigur că a acordat acest premiu în 2007. Lucrarea pentru care ați fost premiați dovedește temeinicia cu care ați făcut fiecare lucru uh, în viața dumneavoastră, uh, sârguința, seriozitatea, disciplina, dacă vreți, în uh, creația pe care ați uh, avut-o. Și mă întorc la anii copilăriei, spunând uh, acestea, pentru că tatăl dumneavoastră, sau probabil dumneavoastră, semănați cu tatăl uh, un țăran din uh, arborea Botoșani. Dar uh, un țăran vertical, un țăran care nu s-a lăsat influențat de timp și a refuzat să se înscrie în colectivă, fapt care v-a adus unele neplăceri întregii familii. Uh, îi datorez foarte mult tatălui meu, îi datorez foarte mult mamei mele, uh, doi oameni simpli care au avut uh, nu numai inspirația, cred că și ambiția, ca toți cei cinci copii ai lor să termine studiile superioare. Datoresc părinților mei rectitudinea înainte de toate. Și aceasta se obține prin exemplu viu. Adică am observat la ei în permanență această verticalitate, mă rog, un termen care nu îmi place neapărat foarte mult, dar care se folosește. Am observat la ei Uh, ideea aceea că eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Și au văzut de gospodăria lor, dar în gospodăria lor nu a călcat nimeni fără acceptul lor și nici nu le-a indicat vreodată ce trebuie și cum trebuie să facă. Sigur că din cauza aceasta uh, regretatul meu tată a avut de pătimit și alături de el și noi pentru că depresios să vă spun că atunci când el a fost uh, arestat, copiii au fost dați afară din școli. Erați patru frați și o soră. Averea, da. Averea a fost confiscată, dar sunt lucruri care au trecut și de care chiar nu vreau să mai aduc aminte, pentru că... Deși e o lecție de viață, pentru că ați suferit și poate această suferință v-a îndemnat să, să luptați pentru a realiza lucruri de calitate, lucruri temenice în viață? Am luptat pentru că ne știam menirea fiecare dintre noi. Am luptat pentru că am înțeles că altă cale nu mai există decât învățătura. Am luptat pentru că așa am fost învățați de, mic să facem, de mici să facem lucrurile așa cum trebuie și la timpul lor. E greu de trecut peste acest spațiu din biografia dumneavoastră pentru că Datorită de dificultăților materiale în perioada când tatăl noastră era la canal, la canalul Dunăre-Marea Neagră, era încarcerat acolo, încercați să găsiți drumul în viață. Ați încercat la școala sanitară din Botoșani, apoi la liceul de artă. Ce vă doreați să faceți? Pentru că probabil aveați un gând. Trebuie să vă spun că, într-o primă etapă, am încercat. Să mai precis, am revenit cu entuziasm la activitatea de agricultor, pentru că am revenit în sat. Am fost dat afară din școala normală de la șendrișeni când tocmai terminasem clasa a șaptea sau anul trei de gimnaziu, cum se spunea pe vremea aceea și în loc să dau admiterea pentru a intra în cursul superior la școala normală de învățători de acolo, sigur că am fost dat afară și a trebuit să mă ocup de alte lucruri. Am stat acasă o vreme, am ocupat uh, diferite funcții pe acolo prin sat, pentru că noi așa aveam șapte clase, pe lângă toți ceilalți funcționari care aveau doar patru și nici patru, eram deja un om învățat. Și am ocupat uh, diverse funcții la un sfat popular, acolo, în sfârșit, uh, nu a fost o perioadă prea fastă, după aceea am încercat cu greu că nu puteam să urmez cursurile unui liceu teoretic, am fost pe la școala medie tehnică medicală de la Botoșani, am încercat pe la liceul de arte din Iași, peste tot reușeam, numai că în scurtă vreme ne se spunea că trebuie să-mi retrag actele din motivele care le știm. Ce vă îndemna să studiați? putea să rămâneți, cum spuneați, agricultor în sat, deja erați apreciat pentru că aveați ceva școală. Am dobândit de la părinții mei cultul muncii încă de timpuriu și făceam cu multă seriozitate această muncă a agricultorului. Aș spune că am învățat și le știu până în ziua de astăzi toate etapele muncii agrare, de la arat și semănat până la cosit, strânsul holdelor și Pregătirea lor pentru a le pune în hambar. O făceam cu mare plăcere. Iată că de la Spicul din lan ați ajuns la poveștile Spicelor, ați ajuns la Facultatea de Filologie. Da, am. Mă... Pe baza unei chemări interioare? Ultimele clase de liceu pe care le-am făcut la Dorohoi o parte dând în particular, o parte terminând la zi m-au făcut să constat cu multă luciditate că nu mai aveam înclinație așa cum aveam la începutul gimnazului spre științele exacte, spre altceva și a trebuit să mă orientez spre ceea ce îmi plăcea foarte mult, spre ceea ce aveam conștiința că voi putea să dobândesc din mers, adică spre umanoare. Așa am ajuns la filologie, de fapt facultatea se chema de filologie, istorie și filozofie. Era un fel de mixt, un compozit, la vremea când am dat eu admitere, atunci în 61, și erau specialiști, se pregăteau specialiști pentru istorie și pentru filologie și pentru filozofie, deci de toate. Ulterior s-au despărțit aceste discipline. Se pare că alegerea nu a fost greșită sau v-a surâs șansa pentru că în anul. Al doilea de facultate, ați avut o întâlnire providențială care v-a marcat întreaga viață? Era uh, începutul anilor de studenție, și mai era atunci un obicei foarte bun, păcat că s-a pierdut. Din anul al doilea, studenții și alegeau lucrările de licență. Și evident că fiecare propunea că. Se studiau 5 ani. 5 ani se studia, da. Eu am propus atunci, ca lucrare de licență, cercetarea obiceiurilor de la Anul Nou. De fapt, de la Crăciun și Anul Nou, dar de Crăciun nu se prea putea vorbi atunci, așa că vorbeam de Anul Nou. Nici măcar tema asta nu era prea inspirată, ca să spun, pentru vremurile acelea, să nu uităm că eram în 1962. Așa că unul dintre distinșii mei profesori, profesorul Alexandru Dima, care ne preda literatură universală și care fusese membru al echipelor Gustiv, un cercetător de teren cu lucrări în domeniul artei populare de mare amvergură și, mă rog, când a aflat ce subiect mi-am ales, că cam tresărit și m-a întrebat sigur, te-ai gândit bine, nu poți să te orientezi spre altceva. Văzând că sunt ferm să fac o astfel de lucrare, mi-a spus, păi, nu ai decât o singură șansă. Să încerci să ajungi la profesorul Petru Caraman. Nu știam atunci nimic despre profesorul Petru Caraman. Aveam să aflu ulterior că profesorul Petru Caraman era socotit la vremea aceea, cel mai de seamă specialist din Europa, nu de la noi din țară, pentru cercetarea obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou. Făcuse doctoratul la Cracovia, la Universitatea Iaghelonă, dăduse un doctorat strălucit o teză care se chema obiceiul colindatului la slavi și la români, o lucrare de folclor comparat de, de mare erudiție, încât sigur că o discuție cu el ar fi fost cu adevărat providențială. Mai Pentru era o... Caraman, care în 1947 a fost îndepărtat din învățământul superior de la Iași, el era un mare savant al acestui centru cultural care... Era, era cu, Iașu. cu siguranță cel mai de seamă savant al nostru și a rămas până în zilele noastre cel mai de seamă pentru că nimeni nu s-a ridicat la nivelul operelor pe care el le-a realizat, dar, din păcate, pentru că era la rândul lui un peșor de țăran Rezeș, de undeva din sudul Moldoviei, de la Vârleț, de acolo, actualul Județ Galați și. Avea într-adevăr un soi de mândrie a răzeșului. Nu se supunea nici unei dispoziții stupide. Și acum, atunci, dispozițiile stupide curgeau pe toate drumurile. Era după război. Și din, din această cauză, da, era după război. Războiul a avut urmări destul de triste pentru că. Basarabia fusese răpit. Profesorul pentru Caraman era atașat de, de idealurile acestea. Era atașat națională. de idealurile românității în general. Dar mai ales cunoștea bine toate aceste spații, a protestat vehement împotriva raptului că asta a fost Basarabia și cele nouă comune din județul A și scris Norohoi. lucrări pe această a temă. A scris Românitatea Basarabiei, o lucrare celebră pe această temă, evident, dar a și plătit pentru asta, pentru că avea să fie dat afară de la universitate. Aici aș vrea să fac o scurtă, foarte scurtă paranteză. Au circulat tot felul de legende. Profesorul Caraman a fost victima rușilor. Profesorul Caraman a fost victima comuniștilor. Este adevărat, a fost și victima rușilor, a fost și victima comuniștilor, dar înainte de toate a fost și a rămas victima propriilor săi colegi din universitate. Pentru că rușii, dacă vreau să-i facă rău, atunci când a protestat public împotriva lor, îl puteau împușca fără nicio pierdere. El s-a dus și a înfruntat șeful comenduirii de la Iași, vorbind într-o rusească impecabilă, că știa toate limbile slave. Șapte și, limbi cunoștea. Și, și știa toate, ce să spunem, șapte, pentru că el știa toate limbile clasice, știa toate limbile moderne, știa toate limbile slave, până la idiomuri, le știa până în, până în detalii. Și după discuția pe care a avut-o, deci l-au luat de pe stradă niște soldați sovietici și l-au dus la comenduire și acolo, după ce a discutat cu comandantul trupelor rusești de la Iași preț de două ore, i-a dat drumul acasă și a spus, ai grijă de dumneata. Deci, i-au făcut rușii cel mai mare rău, mă îndoiesc. Apoi comuniștii, sigur că da, comuniștii erau un fel de factotum, dar comuniștii aveau niște unelte și uneltele se numeau profesorii universitari care se temeau Unii de eruditia lui. Din vremea aceea aproape toți. Trebuie să vă spun că profesorul Caraman, neavând dreptul să se manifeste în niciun fel, a lăsat o operă impresionantă în manuscris. După evenimentele din 90, când toată lumea scotoșea prin sertare să vadă ce opere au de scos de acolo de la interdicție, în sertarele profesorului Caraman s-au găsit 12.000 de pagini dactilografiate. Erau studii gata de tipar pentru aproape toate domeniile culturii noastre populare. O să spuneți dumneavoastră, un om care a fost atât de ostrașizat, și care a pătimit atâta. După aceea, lumea s-a îmboldit să se publice opera lui, nici pomeneală. M-am dus la profesorul care student în anul al doilea fiind m-am dus cu sfială, m-am dus cu spaimă chiar, pentru că se spunea că era destul de, de închis în general, nu vorbea cu nimeni, nu primea pe nimeni în sfârșit. Era afectat, de fapt. Era de foarte că afectat. Din sigur că universitate. Da. Și profesorul Caraman m-a întâmpinat în prag, m-a întrebat cine sunt, ce doresc. Și spre surprinderea mea, după și am spus nonșalant că vreau să discut cu el despre obiceiurile de iarnă. Probabil se va, fi, se va fi întrebat cine e tânărul ăsta care vine așa cu tronc și îmi pune o astfel de întrebare. M-a invitat în casă, am stat de vorbă atunci cu el aproximativ o oră, o oră și jumătate, după care nu am mai ieșit din casa lui, la modul figurat, să înțelege, timp de 18 ani. Am rămas aproape de el, Timp de 18 ani, mai precis, m-a primit în preajma lui timp de 18 ani și a urmărit etapă de etapă formarea mea, pregătirea mea profesională, orientarea mea, proiectele mele și așa mai departe. Putem spune că ați fost discipolul domniei sale? Cu siguranță. Tot ce am. Esențial în formația mea etnologică, datorez profesorului Caraman, pentru că niciodată, nici atunci când am câtitorit arhiva de folclor a Moldovei și Bucovinei, nici atunci când am croit marile proiecte, nu am făcut-o fără să mă consult cu profesorul Caraman. Profesorul Caraman nu mi-a spus niciodată în acești ani, în acei ani care i-am petrecut împreună cu el, ce anume să citesc și ce anume să fac. Dar îmi spunea așa. A apărut o carte foarte interesantă, zice, care tratează următorul subiect și nu știu ce și nu știu cum. Dacă data viitoare mă întreba ceva din cartea aceea și eu nu știam, probabil că eram un om pierdut. Însă am fost foarte prudent. Era Toate acele sugestii le-am le primit din plin. Și mi-au fost extrem de folositoare, fără discuții, că da. Spre ce vă îndreptați? Spre cercetare? Spre catedră? Ce va atrăgea mai mult și ce v-a atras? Fără îndoială că atunci când am venit la facultatea de litere, de filologie, cum se chema, mă rog, gândul meu a fost să devin dascăl, profesor de limba și literatura română. Aceasta era cariera pe care o pregăteam, aceasta era meseria pe care o îndrăgeam, aceasta era meseria pe care eu o respect foarte mult și consider că tascăle de limbă și literatură română au o menire esențială în țara aceasta pentru a forma oamenii să gândească frumos, să citească, să aprecieze ce e, ce e mai bun la poporul nostru. Dar deci... relația cu profesorul Caraman vă și învăța ce înseamnă ar cerceta? Relația cu profesorul Caramană mi-a arătat și cum se poate surpa la un moment dat acest edificiu al Dascălui Eminent, pentru că el a fost un dascăl eminent, iubit de generații de studenți și sigur că munca de, de cercetare s-a sedimentat pe parcurs. Apoi, după terminare... Prin forța lucrurilor a trebuit să mă orientez spre cercetare, pentru că așa se întâmplau atunci aceste treburi și am Repartiția mâncat. unde ați primit-o? Pentru că se dădeau repartiții am... guvernamentale pe vremea se aceea. Se dădeau repartiții guvernamentale, am primit repartiții la un liceu din Bârlad, unde nu am fost niciodată. Am cedat-o, așa era pe vremea aceea, o cedai în favoarea cuiva. Și am De cedat... ce? Am cedat-o pentru că deja aveam orientări destul de serioase spre munca de cercetare, și mi-am dat seama că o carieră mai bună aș face pe acest râu. Am rămas la Muzeul Etnografic al Moldovei, ca muzeograf, unde am stat aproape jumătate de an, și unde m-am simțit excelent, și unde aș spune că am făcut o ucenicie excepțională pentru că am reușit să cunosc toate exponatele din patrimoniu, adică vreo 6-7 mii de exponate, ceea ce însemna cultura materială a moldovenilor dintr-un capăt în altul la provinciei. Apoi, după o jumătate de an, s-a evit un post la Academie, a venit profesorul Nicolae Ursu, m-a întrebat dacă aș vrea să particip la un concurs acolo. Profesorul Nicolae Ursu era directorul institutului. Și evident că am acceptat, am dat acel concurs și din 1968 am devenit cercetător și nu numai cercetător, în scurtă vreme am fost numit șef de departament și am făcut primul mare proiect care era, care era Arhiva de Folclor a Moldovii și Bucovii. Acest lucru vreau să vă întreb. Care era proiectul meu, Tânăr cercetător cu un orizont larg acum, cu, aproape de dumneavoastră cu un mare profesor? Care era obiectivul dumneavoastră? Obiectivul meu era uh, un pic sinucigaș, ca să spun la vremea aceea, pentru că atunci când am propus acest proiect, Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei, toți cei din jurul meu, indiferent dacă mi erau apropiați sau potrivnici, uh, au privit cu mare neîncredere acest proiect. Cum anume să faci o arhivă de folclor? Într-o perioadă în care toți considerau, era foarte ușor și la modă să spui: Nu mai este nimic în lumea satelor, nu mai avem ce căuta, satul s-a colectivizat, satul s-a depersonalizat și nu mai avem ce să facem noi acolo. Și ce ați făcut? Am elaborat mai întâi un chestionar folcloric și etnografic general, un chestionar de vreo 1200 de întrebări, un chestionar care a fost obstrucționat de foarte mult. Ce acel chestionar? Acel chestionar, cele 1200 de întrebări, se refereau la toată cultura populară tradițională din Moldova și Bucovina. Dacă răspundeai la acele întrebări, aveai o imagine de ansamblu asupra tot ce înseamnă cultură populară, spiritualitate tradițională, obiceiuri, legende, mituri, magie, descântece, de tot. Și era adresat... Era adresat de o camtate. Oamenilor din uh, mediul rural. Era adresat pentru, pentru o prospecțiune, da? Pentru o prospecțiune era adresat profesorilor, învățătorilor, preoților, așa, după care urma să se lucreze cu el de către cercetătorii Institutului, care făceau practic munca efectivă de constituire a Arhivei de Folclor a Moldovei și Bucovinei. 1200 de întrebări, a fost ceva de lucru. 1200 de Pentru întreb... a le echilibra, pentru, pentru a acoperi a le... toată problematica. Da. da și mai ales presupunea o cunoaștere completă a Universului Culturii Populare. Dar nu asta era problema. Spaima era cine îți va răspunde dumitale la 1200 de întrebări. Cine? Era tot și o carte de vreo 260 de pagini. Cine va sta să dea aceste răspunsuri? Nu am trimis aceste chestionare așa ca în apă către comuna Cutare, directorului de școală sau preotului sau nu știu ce. M-am dus mai întâi la Metropolie. Era pe atunci Metropolit înalt preasfințitul Iustin Moisescu, un cărturar eminent și un om de largă deschidere. I-am explicat pe larg ce vreau să fac și l-am rugat să-mi dea o mână de ajutor recomandându-mi preoții cei mai serioși și mai buni din întreaga Metropolie a Moldovii și Bucovinii. Și a fost foarte înțelegător adresa pe care eu am făcut-o a fost contrasemnată de înalt preasfinția sa cu o cruce mare, așa parcă văd, și cu sigiliul mitropoliei. Ei bine, toate chestionarele trimise preoților au fost de un succes desăvârșit. Câte chestionare a trimis? Către preoți, cred că au fost vreo 80, cam așa. Celelalte, în ce regiuni? Toate județele Moldovei, actuale. pe vremea În cele 8 județe ale, în cele Moldovei. județe ale Moldovei. Celelalte care au fost uh, distribuite prin școli, tot așa, m-am dus la inspectorate. Am căutat oamenii cei mai avizați. Nu le-am trimis la întâmplare. În total, câte chestionare au fost am trimise? Am trimis, ca să vedeți cam cum se făcea și cum se face o astfel de cercetare, am trimis în satele Moldovei 3.000 de chestionare, de caiete, de volume din acelea, și-am primit înapoi în jur de 800. Deci s a fost. Dar rezultatul a fost excepțional. Enorm pentru Moldova. Erau, erau puține cele primite sau multe? Nu, spun, erau multe. Ea, 800, 800... Completate, integrate. Completate, sau măcar care îți atrăgeau atenția asupra unor probleme de un Pentru interes... Pentru a putea merge de și dezvolta cercetare. Pe de baza acelei anchete de prospecțiune sau acelei cercetări de prospecțiune, am făcut o hartă etnografică a Moldovei pe un sistem de caroiaj și am acoperit toate spațiile Moldovei, că la urma urmei, acest uh, proiect al meu viza un lucru foarte important. În ciuda faptului că aici s-au înfilipat uh, cele din tâi interese pentru cultura populară, cu Alexandrii, cu Ruso, cu Negruțicu, cu Gălnișanu, în ciuda faptului că în Moldova s-au înființat singurele reviste de folclor foarte importante, cea mai mare de la um, Fălțiceni Șezătoarea, apoi Tudor Panfile de la Doroho, Ion Creangă, de la Bărlac și așa mai departe, despre Moldova se știau foarte puține lucruri și am acoperit spațiul Moldovei de așa manieră încât cercetările directe ale specialiștilor de la institutul nostru mergeau de data aceasta să aprofundeze indicațiile care ne vedeau din aceste chestionare indirecte și așa s-a ajuns să constituim o bază documentară de circa 350-400 de mii de documente care de data aceasta sunt esențiale. Și nu ne-am mulțumit să constituim acest fond, pentru că acest fond îl constitui, dar cine ajunge la el? Că dacă nu ajunge la el și ne trebuie, e practic mort. Cine ar trebui să ajungă la acest Ar trebui acest fond? să ajungă specialiști. și atunci și acum. Dar trebuie să vă spun că foarte entuziasm am făcut un caiet de consultare a arhivei, atunci cu rubrici, cu tot ce trebuie, și am constatat că într-un an de zile veniseră trei specialiști care să se intereseze de câte o problemă minoră pe care o urmăreau ei. Arhiva de folclor de aici, de la Iași, este una mare, mai sunt câteva în țară. Este o arhivă națională la București, arhiva de la Institutul de Etnografie și Folclor, o arhivă la care au trudit toți marii noștri etnologi ai țării, începând cu Constantin Brăiloiu și continuând după aceea cu sumedenie de specialiști care au venit după el. Este o arhivă foarte importantă la Cluj, înființată de Ion Mușlea și continuată de specialiștii de astăzi, și este Arhiva de la Iași. Arhiva de la Iași are două calități față de celelalte. Prima, a valorizat toată experiența celorlalte două arhive și am punctat acolo unde ei nu au reușit să aprofundeze problematica. Și doi, am urmărit cultura populară în totalitatea ei nu numai pe probleme de folclor, nu numai pe etnografie, nu numai pe artă populară, ci și, și pe mitologie, pe ritologie și așa mai departe. Și atunci când am văzut că se adună un material atât de valoros în fondurile de la Iași, ne-am gândit să-l trimitem noi spre masa specialiștilor care nu mai ajungeau să vină să-l cerceteze. Așa a luat sau mai precis s-a conturat un alt proiect important și anume Caietele Arhivei de Folclor am început să publicăm tematic toate problemele inedite care erau și sunt în această arhivă, într-o succesiune de volume. Un prim volum a fost despre o monografie asupra unui stil melodic din nordul Moldovei, de la Rădăuți, se cheamă Bătrâneasca. Un alt volum a fost despre descântece. Un alt volum a fost despre balade. un alt Deci volum... a sintetizat din bogatul Absolut. material monografic și arhivistic, a sintetizat și ați realizat aceste Am abordat lucrări. exact temele care știam că sunt discutabile, despre care la nivel național se spunea că în Moldova n-ar fi, că în Moldova nu sunt bine reprezentate și așa mai departe. Și ele și... vor rămâne am reușit peste să timp publicăm 10... urmașilor noștri. Da, am reușit să publicăm 10 volume, care au ajuns la toți specialiștii din țară și în 80 de locuri din străinătate. S-au bucurat de un succes extraordinar, drept care după aceea am purces la o altă etapă și anume aceea a constituirii unei tipologii și corpusuri de texte care înseamnă o etapă superioară de valorizare a arhivei. Prin urmare, n-am lăsat documentele din arhivă să doarmă și le-am trimis spre specialiști. O altă preocupare a dumneavoastră, domnule profesor a fost studiul ouălor de Paști. E o tradiție în România, închistritul ouălor de Paști, un simbol care poate este cel mai prezent în viața noastră de zi cu zi. Din acest motiv, în foarte multe zone ale României s-au găsit oameni inimoși, care s-au grăbit să scrie tot felul de lucrările, ca să spunem așa, și să-și dea cu părerea despre acest fenomen. Sigur că este spectaculos, este la îndemână, mai ales de când sunt tot felul de târguri și de festivaluri care exacerbează interesul pentru simbolistica ouălor de Paști, dar singura lucrare care era la noi mai importantă era cea a lui Artur Gorovei din 1937, care nu fusese depășită sub niciun aspect. Pentru că s-a scris foarte mult pe această temă, prin țările învecinate, în special în Ucraina, dar și în Bulgaria, m-am gândit că este de datoria noastră, unde fenomenul este foarte viguros, să scriu o cercetare în care să arăt cum stau lucrurile. Pentru că un mare specialist din Ceoslovacia, pe vremea când nu erau despărțiți încă, Antonin Vaclavic, a scris o lucrare monumentală de vreo mie de pagini, aproape format mare, în care efectiv România nici măcar nu este amintită pe acest făgaș și în clasificările pe care le face încearcă să stabilească tot felul de contribuții, mai puțin cea a românilor. Ori cercetările pe care eu le-am făcut asupra acestui subiect timp de 40 de ani. 40 de ani m-am aplicat cu atenție asupra acestui subiect, se înțelege printre altele, m-am ocupat și de alte lucruri, și până la urmă am elaborat această monografie și am ajuns la concluzia că datena obiceiului, obiceiului oulor de Paști pornește de undeva din spațiul balcanic, mai precis din bazinul inferior al Dunării de jos, undeva între Bulgaria și România, acolo unde este și mai puțin mai într-o parte și centrul Ortodoxiei, că acest obicei a fost asumat de Biserica Ortodoxă și că a urmat spre nord, exact de la sud spre nord drumul Creștinătății credincioșilor ortodox s-a urmat același drum cu data colindatului de la Crăciun și anul Nou și data obiceiurilor de Paște. Pentru că aceste două date sunt amândouă date de primăvară, pentru că și una și celelalte se bazează pe o, o idee a urării care înseamnă urare directă sau realizată, adică pe suprafața ouălor de Paști sunt tot felul de simboluri pe care le găsim și pe colacii de la Crăciun și Anul Nou. Dacă mănânci colacii de la Crăciun și Anul Nou cu acele simboluri, înseamnă că vei dobândi acele bunuri care ți le reprezintă simbolurile respective. Dar oul de Paști, ce semnificație are? Oul are o semnificație universală. Ideea nașterii lumii, a pământului, a universului întreg. Literatura universală are sumedenie de legende, credințe, mituri cosmogonice despre oule de Paști. Semnificația lui, să nu uităm sau să ne raportăm și el mult la Constantin Brâncuș, care a abordat această temă o viață întreagă la baza operului Brâncuș, tăoul și a perfecțiunii acestei forme pe care el a dus-o într-adevăr la un nivel nemai, nemai întâlnit. Dar în ceea ce ne privește pe noi, noi am avut o contribuție esențială pentru toate țările care practică acest obicei. Bătrânii dispar odată cu Bătrânii Obiceiurile dispar. populare, tinerii pleacă prin alte țări. Cine rămâne să Povestea asta continuă cu bătrânii de a început de pe la 1848. Nu? A spus-o Eminescu, spus Dar se o depopulează satele. Da. E, sigur că se acum situația este de vătra, de... mai acută decât oricând. Este adevărat. Dar să știți, Că și cei care au astăzi, să spunem, 40 de ani, sunt capabili să ofere o sumedenie întreagă de informații de un interes excepțional. Trebuie să vă spun că în cercetările mele asupra comunității catolicilor din Moldova am avut foarte mulți interlocutori vârstnici, dar am avut și foarte mulți tineri. De la ei am aflat de pildă obiceiuri despre care la noi aproape că nu se vorbea deloc. Nunta în două părți. Documentele ne arătau că era prezent în toate satele românești din Basarabia și până în Maramure și până în fundul Dobrogei. Peste tot oamenii ăștia o păstrau. Tinerii mi-au vorbit despre ea. În aceste sate am aflat o sumedenie de obiceiuri de mormântare despre care nu știam nimic. Vedeți? Aceste... Dar satul se transformă. Spațiul rural românesc își schimbă configurația din punct de vedere al populației. Compartimentul cel mai solid al culturii populare, nu numai pentru noi și pentru toate neamurile de pe fața pământului, îl constituie obiceiurile. Sunt cele mai rezistente în timp, sunt cele definitorii pentru spiritualitatea populară a unui neam. Acum, ce se întâmplă cu ele? Ele înregistrează un uh, proces de flux și reflux. La un moment dat avem impresia că s-au retras și s-au pierdut și au dispărut și deodată constatăm că le regăsim într-o altă ipostază. Problema care se pune nu este aceea că odată cu bătrânii dispar toate obiceiurile noastre. Repet, le regăsim dintr-o altă perspectivă. Alt Transformate fel, alt în fel, bine? Altfel alt gândite. Dacă sau știi, diluate. Dacă știi să le citești... Și ai răbdare să le cercetezi în amănunt și să le cauți așa cum trebuie, constați că unele sunt transformate în bine, că fiecare generație proiectează o anume viziune și o anume concepție asupra lor. Dacă mergi la minimă rezistență și te mulțumești să găsești rezidurile acelea care de regulă prind foarte repede și în lumea satului, și în lumea orașului și așa mai departe, o să socoți că totul este pierdut și nu mai există nicio șansă. Care au fost obiceiurile pe care care l ați studiat în profunzime. M-am oprit asupra riturilor funebre, asupra obiceiurilor de mormântare, tema fiind abordată mai întâi în teza mea de doctorat, am făcut o cercetare a riturilor funebre din Moldova în relație cu Ardealul. Noi avem foarte mulți ardeleni care au ajuns aici și am vrut să văd ce se întâmplă, ce prefaceri se produc în aceste Mișcări de populație dintr-o parte în alta, uneori peste 2-300 de ani, cam așa, după care am luat o etapă de etapă și bucățică cu bucățică, Moldova toată, 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 și am adâncit această temă a riturilor funebre, încât pot să spun că este subiectul pe care eu l-am dus la un anumit nivel de înțelegere și de cunoaștere. La nivel național, pentru că am reușit să public vreo trei volume pe această temă. Și iată, lucrez acum la un, la un fel de sinteză, dacă vreți, asupra riturilor funebre din Moldova, ceea ce va încununa munca mea pe acest rând. Modernizarea, tehnologia influențează și folclorul. Influențează, Ednografia. fără discuție că influențează, în sensul că omul nu mai merge la hora satului și stă și uită la televizor. Fără discuție că influențează. Noi am avut la un moment dat tendința să ne orientăm spre Bucovina, spre Neamț, pentru că sunt zone spectaculoase, unde portul e frumos, unde cântecele și jocurile sunt la îndemâna fiecăruia. Nu. Din punctul meu de vedere valoarea cea mai mare a culturii tradiționale și a spiritualității tradiționale o găsim în zonele uneori cele mai sărace, pe Valea Prutului, în zona răzășimii din sud, de acolo, Berheciu, Fălciul, toate zonele acelea găsim lucrurile cele mai spectaculoase din perspectiva mentalului țăranului nostru tradițional și din perspectiva permanenței a ceea ce ei știu într-o direcție sau alta. Domnule profesor, posturile de radio și televiziune transmit programe foarte largi de muzică populară, de folclor, cum spun unii. Publicul agrează aceste programe, sunt uh, oameni dornici să asculte multă muzică populară. Acest lucru este benefic? Aici este un fel de cuțit cu două tăișuri. Este un fapt pozitiv că lumea dorește așa ceva. Dar dacă cineva își închipuie că lumea dorește bracurile și ciurucurile astea pe care ei le transmit toată ziua, se înșeală. Lumea... Cererea e mare, dar oferta nu de calitate. Oferta este de un nivel foarte scăzut, foarte scăzut. Există o adevărată molimă a cântăreților de muzică populară, a așa zișilor cântăreți de muzică populară, dar, repet, este se înșală dacă cred că ajung într-un fel sau altul la sufletul oamenilor care ascultă așa ceva. Eu o să dau un exemplu care este foarte familiar an de-a rândul, vreo 40 deci ani suficienți specialiștii de la departamentul pe care eu l-am înființat și l-am coordonat la Iași, au făcut emisiuni de folclor la Radio Iași timp de aproape 40 de ani trebuie să vă spun că noi am reușit prin studioul de Radio Iași să facem un fel de educație a publicului în legătură cu ceea ce înseamnă folclor și ceea ce înseamnă non Folklore. Am reușit să le atragem atenția asupra lucrurilor foarte frumoase și asupra lucrurilor neinteresante. Și oamenii disting. Dacă astăzi avem vreo 5-6 posturi de televiziune care transmit muzică populară, trebuie să vă spun că, din perspectivă valorică, nu știu dacă 20% din ceea ce transmit ei este demn de urmărit. Deci, asta este un lucru îngrijorător. Și îngrijorător este faptul că nimeni nu se alarmează și să încerce o schimbare, într-un fel sau altul. Nu există uh, un filtru pentru că nu e așa, e democrație, fiecare face ce vrea. E o tâmpenie asta. Nicăieri nu a făcut fiecare ce a vrut. Au existat mereu niște specialiști care au spus, asta este bine, asta nu este bine. Iată, dumneavoastră sunteți unul dintre cei care spun lucrurilor pe nume. Ar Le... trebui să existe mai mulți. Le-am spus lucrurilor pe nume și pe vremuri, când eram prin tot soiul de juri și m am atras pentru asta tot felul de animozități. Erați foarte exigent. Eu cred că eram doar drept și corect. Nu eram exigent. Dacă cineva nu avea ce să caute acolo, îi spuneam să meargă să-și caute o altă meserie. Ce am putea face fiecare dintre noi pentru a sprijini folclorul, folclorul adevărat, pentru a sprijini tradițiile populare autentice? Pe păi primul lucru care trebuie făcut este să nu mai intrăm cu agresivitate în el și să ne propunem el să-l schimbăm cu orice preț după bunul nostru plac. Trebuie să lăsăm oamenii de specialitate să identifice ceea ce este cu adevărat valoros și să orientăm acești tineri pe care eu îi salut, că au unii bune intenții, au unii dintre ei chiar voce bună dar au un repertoriu dezastruos. E, acești oameni să fie orientați spre aceste lucrări de specialitate sunt mai comode decât să mergi să scotoșești satele ca să găsești tu ceva. Dar când ei îți vin, să spunem, de pe Valea Bistriței, de undeva, am văzut nu de mult, pe cineva a venit de pe la Broșteni, de acolo, am cercetat zona aia cu lucrurile o zonă, o microzonă folclorică excepțională, de o valoare ieșită din comun. Și a venit de acolo un tânăr care a spus, mi-a făcut cântecul Domnul Cutare. Cum adică să vii de la Broșteni și să spui că ți-a făcut cântecul Domnul Cutare? automat trebuie să te ocupi de altceva. Dar hai să spunem că tânărul respectiv este incapabil să meargă la Broșten sau la Holdița sau la Holda sau la Cotârgaș, satele alea de prin de în în și să găsească acolo ceea ce trebuie. Noi am publicat aceste cărți, aceste piese, cu text poetic, cu muzică, cu tot. Mă gândesc de pildă cum doi colaboratori de ai de la Arhiva de Folclor, profesorii Bârleanu și Bucescu, au publicat la îndemnul meu o carte de vreo 600 de pagini care se cheamă Melodii de joc din Moldova. Știți ce înseamnă? Aceea înseamnă o mină de aur pentru orice dirijor de orchestră populară. Au trecut aproape 25 sau 30 de ani, mai bine, uite, în dată 40 de ani de când s-a publicat acel volum și n-am văzut cântate din ele nici măcar 2%. Poate pentru că nu se cunoaște acest fapt că arhiva de folclor a Institutului de filologie română Alexandru Filipide, este ca o carte deschisă, poate fi accesată de oameni care doresc să facă lucruri de calitate. Domnule Arhirie, am să vă spun un lucru trist pentru mine, dar trebuie să vi-l spun că nu, asta e rostul discuției noastre de astăzi. Arhiva nu este cunoscută sau este cunoscută? Noi am avut grijă ca aceste cărți să ajungă întotdeauna la destinatar. Întotdeauna. Deci, dirijorii de muzică populară din Moldova au acest volum în biblioteca lor. Aha, e mai greu de operat cu el. Trebuie să știi bine muzică instrumentală pusă pe note, trebuie să știi să o pui într-un aranjament orchestral tipic pentru Moldova și să nu sune ca în Ardeal sau ca în alte părți. Asta e o altă problemă asupra care nu vreau să insist deloc. Sunteți în prezent deținătorul, mandatarul testamentar al operei profesorului Caraman. V-ați ocupat direct, ați și scris uh, o lucrare importantă despre personalitatea savantului Eșan. Uh, am avut, într-adevăr, onoarea să mă lase mandatarul științific al operei lui. Uh, nu bănuiam atunci că va lăsa o operă atât de mare. Dar după aceea, când am constatat dimensiunile studiilor sale care, pe care le-am găsit în manuscrise, se repet, sau în dactilograme, cum am spus, am avut etape și sentimente diferite, întâi de spaimă, ce o să fac în fața unei astfel de opere? Să nu uităm că studiile profesorului Karaman uh, operau cu 15-16 limbi străine, aproape fiecare. Erau citate în studiile sale din 15-16 limbi străine, majoritatea slave, dar și germană, și engleză, și uh, ebraică, și arabă uneori, și așa mai departe, încât, uh, sigur că după acest sentiment de spaimă, m-am... Uh, recules, m-am liniștit, am mai căutat niște colaboratori și am reușit ca pe parcursul la aproape 15-18 ani, după moartea lui, aș spune chiar până la 30 de ani au trecut, să reușesc să public toată opera rămasă în manuscris, adică vreo 14 volume. Domnule profesor, să încheiem dialogul nostru extrem de spumos și extrem de atractiv, cred eu, cu un gând, putem cu un gând în vers, o strigătură care să demonstreze odată în plus înțelepciunea românului și sarcasmul cu care a tratat fiecare situație de viață? Sunt foarte multe gânduri de genul acesta, dar nu aș vrea să închei așa pentru că. Ar însemna să-mi asum un gând care nu este al meu, este al altora, pe care eu îl caut, mă bucur de el, îl cercetez, îl analizez. Singurul meu gând este că generațiile viitoare vor înțelege că acest patrimoniu inestimabil care reprezintă cultura populară este un bun al tuturor, un bun de preț spre care trebuie să ne îndreptăm și să ne orientăm întotdeauna cu oarecare decență și nu să ne grăbim să-l distrugem în loc să-l construim și să-l ducem mai departe cât mai frumos. Vă mulțumesc.